Ulterior, urmează conferința de presă susținută de copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană, domnul Mihail Popșoi și domnul Sigvret Mureșan. Cuvântul îi se oferă domnului Mihail Popșoi. Dragi prieteni, bună ziua! Mă bucur să-l găzduim astăzi din nou pe domnul Sigvret Mureșan, bunul prieten al Republicii Moldova, copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere, împreună cu membrii delegației Parlamentului European în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere, cel de-al 14-lea Comitet Parlamentar de Asociere. Și de această dată am avut o ședință în care am pus în discuție toate subiectele de actualitate de pe agenda Republicii Moldova în contextul procesului de integrare europeană, ori Parlamentul European și, în special, domnul Sigvret Mureșan este un prieten și un avocat al procesului de integrare europeană și în speranța ca cele demersuri pe care le-am depus atât noi, cât și bunii noștri prieteni din Parlamentul European, din România, din alte țări membre ale Uniunii Europene, vor ajunge să încununăm această operă, aceste eforturi pe care le-am depus în toate aceste luni de la oferirea statutului de țară candidat până, iată, sperăm în curând să începem nemijlocit negocierile. Republica Moldova a făcut tot ce i-a stat în puteri, ba chiar mai mult. Am realizat aproape complet acele nouă recomandări ale Comisiei Europene și în continuare vom depune eforturi susținute pentru a îndreptăți așteptările cetățenilor noștri care își doresc și merită să fie parte a marii familii europene, să aibă parte de pacea și stabilitatea, democrația, confortul de viață pe care îl oferă Uniunea Europeană. Și grație unor asemeni prieteni, cum este Sigvret Mureșan și colegii săi din Comitetul Parlamentar de Asociere, și grație majorității largi din cadrul Parlamentului European, care a sprijinit rezoluția în favoarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, acest lucru denotă că Republica Moldova are un sprijin consensual, se bucură de sprijinul tuturor partidelor mari din Parlamentul European și mai cu seamă de cel mai mare partid, Partidul Popular European. Îi mulțumim domnul Sigvret Mureșan pentru sprijinul constant de care a dat dovadă pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru parcursul european al țării noastre. Devotamentul său este apreciat de cetățenii Republicii Moldova și a colegilor săi din delegația Parlamentului European. Noi, la rândul nostru, vom depune în continuare eforturi pentru a realiza acele angajamente pe care le-am făcut. De altfel, și în ședința de astăzi a Parlamentului sunt pe agenda proiecte legate de reforma justiției. Cetățenii Republicii Moldova asta își doresc de la noi, să îmbunătățim viața de zi cu zi. Iar Parlamentul European, Uniunea Europeană, este un partener de încredere, inclusiv grație acelui sprijin financiar care ne ajută să păstrăm stabilitatea macrofinanciară în Republica Moldova. Țara noastră are un obiectiv clar, iar acest obiectiv este integrarea europeană. Și ne bucurăm că în această cale îi avem ca și prieteni, parteneri de încredere, pe bunii noștri prieteni din Parlamentul European, în persoana bunului meu prieten, Sigvret Mureșan. Sigvret, îți mulțumesc mult pentru devotamentul și efortul pe care îl depui în sprijinul Republicii Moldova. Cuvânt îi se oferă domnului Sigvret Mureșan. Mulțumesc mult, domnule președinte, dragă Mihai, pentru primirea pe care ne-ați făcut-o colegilor mei din Parlamentul European și mie ieri și astăzi la Chișinău. Am venit cu o delegație formată din 5 membri ai Parlamentului European și mesajul principal pe care l-am adus la Chișinău este că Republica Moldova merită să înceapă negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Parlamentul European susține începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. Acest lucru l-am confirmat într-o rezoluție a Parlamentului European adoptată în luna octombrie cu largă majoritate în Parlamentul European și am văzut că toate forțele politice din Parlamentul European au susținut atunci demersul nostru de a începe negocierile. Comisia Europeană a oferit de asemenea un aviz pozitiv și decizia finală va fi luată cu unanimitate de Consiliul European în care sunt grupați, reuniți șefii de state și de guverne.
Considerăm că Republica Moldova trebuie să înceapă negocierile deoarece îndeplinește toate criteriile necesare pentru începerea negocierilor. Cele 9 recomandări de reforme propuse de Comisia Europeană anul trecut au fost implementate într-o așa măsură până la moment încât putem trece la etapa următoare. De aceea spun foarte clar, în ultimul an Republica Moldova a confirmat speranța pe care Uniunea Europeană și-a pus-o în ea când a oferit statutul de stat candidat. Reformele au fost implementate într-un ritm bun și s-au înregistrat progrese semnificative în reforme din domenii în care ani de zile înainte s-a stagnat. În special reforma justiției, reforma sistemului judecătoresc, combaterea corupției. Sigur că, cetățeni fiind, ne-am dorit ca totul să se facă de acum pe acum, imediat. Dar știm că există și o rezistență în sistem, știm că judecătorii care au fost dependenți în trecut nu sunt deprinși să fie independenți, să facă actul judecătoresc cu legea în mână. Vedem o oarecare rezistență, dar considerăm că ritmul este unul foarte bun. Considerăm că reformele în justiție sunt baza procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, deoarece acestea sporesc încrederea oamenilor, încrederea cetățenilor în stat, în autoritatea statului, în instituții. Dacă știi că domnește legea, că justiția este puternică și independentă ca cetățean, știi că dacă respecti legea, nu ai de ce te teme, iar cei care o încalcă vor fi sancționați și trași la răspundere conform legii. Statul de drept și buna funcționare a justiției este și o condiție pentru dezvoltare economică. Așa cum statul de drept dă încredere oamenilor, statul de drept dă încredere și firmelor, întreprinderilor, investitorilor, inclusiv din afara țării, de a veni, de a investi, de a crea locuri de muncă stabile pe termen lung aici în Republica Moldova. Noi, Parlamentul European, vom continua să ajutăm cu tot ce putem. Am discutat în cadrul acestor două zile inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Și am transmis următoarele trei mesaje în ceea ce privește sprijinul financiar. Unul la mână. În negocierile pe care eu le-am condus ca negociator șef al Parlamentului European pentru întreg bugetul Uniunii Europene, am reușit să obținem o creștere a fondurilor pentru vecinătatea estică a Uniunii Europene pentru anul 2024 cu 50 de milioane de euro și toți acești bani vor fi alocați Moldovei. Voi fi alocați Moldovei, fiindcă Ucraina are în aceste vremuri de război nevoi diferite, mult mai ample și pentru Ucraina ne propunem să creăm până la începutul anului următor o nouă facilitate financiară, o nouă categorie de fonduri pentru a ajuta Ucraina în vreme de război. Deci 50 de milioane de euro în plus pentru Republica Moldova anul următor ca certitudine, unul la mână, doi la mână. În prima parte a anului 2024 vor fi eliberate următoarele tranșe din asistența macrofinanciară aflate la dispoziția Republicii Moldova și trei la mână, de îndată ce vom crea acea nouă facilitate financiară pentru Ucraina, o sumă de bani de 600 de milioane de euro gândită inițial pentru Ucraina pentru perioada 2024-2027 va fi întrebuințată pentru Republica Moldova, deci un sprijin adițional pe următorii 4 ani de aproximativ 600 de milioane de euro. Dorim de asemenea, în afara fondurilor europene, să contribuim la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. De aceea, Uniunea Europeană deja și-a deschis porțile pentru integrarea Republicii Moldova în mai multe programe europene, fiindcă așa după cum domnul președinte Popșoi și cu mine am discutat în nenumărate rânduri, chiar și înainte de a finaliza aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, vrem ca cetățenii din Republica Moldova să beneficieze de cât mai multe programe europene, să fie integrați în programe europene. Și Republica Moldova a fost integrată în programul privind infrastructura mare europeană și va putea fi sprijinită pentru proiecte de infrastructură. A fost integrată inclusă în programul financiar care sprijină întreprinderi mici și mijlocii pentru a întări piața internă europeană. Am crescut în urmă cu 2 ani de zile cotele la exportul de produse moldovenești pe piața europeană, am prelungit acele cote în urmă cu aproape un an și ne propunem ca anul următor să permanentizăm eliminarea cotelor de produse moldovenești, astfel încât
toată lumea, toți agricultorii, toți întreprinzătorii din Republica Moldova să știe că pot exporta nelimitat pe piața europeană. Aceste două teme, justiția și economia, au fost și teme principale ale discuțiilor noastre aici. Ieri am avut toată după amiaza cea de-a 14-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere, unde am discutat despre următoarele etape din procesul de integrare, despre pregătirea negocierilor, am discutat despre reforma justiției cu doamna ministru al justiției, Mihailov Morar, și am discutat despre situația economică cu vicepremierul Dumitru Alaiva, ministrul economiei, am discutat și cu doamna secretară de stat Leuca din Ministerul Afacerilor Externe, toate aspectele instituționale. Am și adoptat ieri o declarație comună a Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova, în care am spus și în acest format, negru pe alb, că solicităm decizia finală pentru începerea negocierilor de aderare până la sfârșitul acestui an. În rest, delegația noastră a purtat discuții foarte bune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Dorin Grecean, cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu reprezentanții ai majorității parlamentare, dar și ai minorității, ai opoziției. Ne-am întâlnit cu societatea civilă, cu ambasadorii statelor membre, ai statelor membre a Uniunii Europene și am avut o primă întâlnire cu nou creata misiune civilă a Uniunii Europene aici în Republica Moldova, care ajută autoritățile din Republica Moldova să facă față amenințărilor hibride, să combată dezinformarea, știrile false, propaganda, și am fost încântat să vedem că la mai puțin de jumătate de an de la venirea lor în țară au început activitatea și sprijină autoritățile din Republica Moldova. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru primirea pe care ne-ați făcut-o. Luăm cu noi înapoi la Bruxelles această evaluare pozitivă, că progresele în Republica Moldova sunt bune, că viteza reformelor este bună. Vom transmite aceste mesaje în Parlamentul European, în Comisia Europeană și colegilor din Consiliu înaintea deciziei finale privind începerea negocierilor. Vă mulțumim! În continuare vom prelua câteva întrebări din partea jurnaliștilor. Bună ziua, domnule europarlamentar Nadia Mihuță, reporter TVR Moldova. Vedem că în unele țări europene au loc alte configurări politice și aici mă refer la partidele de extremă dreapta, care nu prea susțin politicile Uniunii Europene. Să ne spuneți, vă rog, dacă acest fapt ar putea influența parcursul european al Republicii Moldova. Mulțumesc! Votul privind rezoluția prin care cerem începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, acordat în plenul Parlamentului European, a fost acordat cu peste 480 de voturi pentru la aproximativ 40 împotrivă, 40 abțineri. 80% susținere pentru Republica Moldova în Parlamentul European. Toate grupurile pro-europene, cele mai mari 5 grupuri din Parlamentul European, au votat în susținerea Republicii Moldova. Grupul Partidului Popular European, care este grupul al cărui vicepreședinte sunt eu, cel mai mare grup pro-european de centru-dreapta, familia politică din care și Partidul Acțiune Solidaritate face parte, a votat în favoare. Socialdemocrații, care sunt pro-europeni în Parlamentul European de asemenea, grupul de centru al președintelui Macron, grupul Verzilor și grupul Conservatorilor. Împotriva au votat doar câțiva extremiști de extremă stângă și extremă dreaptă, au fost câteva voturi împotrivă și câteva abțineri. Dar nici măcar aceia nu întreprind o campanie activă de sabotare a Republicii Moldova. Situația este aceeași la nivelul guvernelor statelor membre. Nu cunosc, la moment, niciun guvern al unui stat membru al Uniunii Europene care să se împotrivească începerii negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ca atare, situația politică în Uniunea Europeană este în favoarea Republicii Moldova, nu există în momentul de față motive de îngrijorare. M-ați întrebat despre rezultatele în creștere ale partidelor extremiste în unele țări europene. De 10 ani am avut creșteri și descreșteri ale partidelor extremiste anti-europene în unele state membre ale Uniunii Europene, după criza economică din 2010, după criza migrației. Oamenii au dat pentru moment, pe termen scurt, câștig de cauză unor politicieni anti-europeni, s-au convins însă imediat că nu au soluții, că fac mai mult rău țărilor, și dacă au ajuns la guvernare, de obicei din postura de parteneri juniori în coaliții, au zburat la guvernare după
un mandat, dar în principiu partidele serioase pro-europene nu vor să coalizeze cu extremiștii. Deci, chiar dacă în unele state veți vedea rezultate mai bune ale extremiștilor, în alte state veți vedea rezultate mai slabe și de obicei interesul este, iată, un extremist a luat un rezultat mai bun, lumea acolo se uită, dar ignorăm faptul că în paralel ei scad în multe alte state. Nu cred că vor fi mai puternici nici în Parlamentul European după alegeri în mod semnificativ și nu constituie un motiv de îngrijorare. Sunt convins că nu va exista nici peste un an de zile vreun guvern condus de anti-europeni care să se opună aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Eduard Maciacă, portalul Politic Media. Vreau să vă întreb, domnul Mureșan, în legătură cu decizia pe care o va lua Consiliul European în luna decembrie, care, în opinia dumneavoastră, este atmosfera în interiorul Consiliului UE? Există sau nu state, să spunem așa, mai reticente față de procesul de deschidere a negocierilor cu Republica Moldova? Se vorbește despre o discuție la pachet cu Ucraina, va fi o discuție diferențiată Moldova-Ucraina sau nu? Da. Anul de Republica Moldova a primit statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și de atunci până acum Republica Moldova a confirmat că merită acest statut, a făcut progrese în implementarea reformelor, ca atare în momentul de față guvernele statelor membre, Comisia Europeană și majoritatea clară din Parlamentul European consideră că Republica Moldova merită să treacă la etapa următoare, să începem negocierile de aderare. Progres a efectuat și Ucraina. Însă situația în Ucraina, evident, este mai complicată și autoritățile din Republica Moldova au avut voință de a se concentra pe reforme. Și în Ucraina exista voință, dar pur și simplu situația e mai complicată și energia acolo a fost folosită în parte și pentru apărarea țării, apărarea teritoriului național, lucru foarte important pentru noi, de altfel, pentru Republica Moldova, România și toată Uniunea Europeană. Deci progresul Republicii Moldova este mai clar. Mă aștept ca decizia să fie una împreună pentru Republica Moldova și Ucraina. E bine să fie așa și este și în interesul Republicii Moldova să fie așa. Este în interesul nostru al tuturor ca atât Republica Moldova cât și Uniunea Europeană să progreseze în calea lor europeană, să fie cât mai stabile, cât mai sigure, să capete perspectivă de prosperitate. Există state în Balcanii de Vest care nu au progresat suficient de rapid în ultimii ani, din cauza lipsei de voință și a lipsei reformelor în ultimii ani acolo. Și acum sunt state, Austria de exemplu, apropiate de Balcanii de Vest, care spun, n-avem nimic împotriva Republicii Moldova, dar vrem în paralel să fie oferită perspectiva să treacă la etapa următoare și unele state din Balcanii de Vest. Și aici mai trebuie găsite soluții. În următoarele două săptămâni cred că se pot găsi aceste soluții, astfel încât decizia să fie una pozitivă, prin care Republica Moldova și Ucraina să înceapă negocierile și unor state din Balcanii de Vest să le fie oferit ceea ce le poate fi oferit și ceea ce merită. Noi nu cred că suntem în competiție cu nimeni și noi nu vrem să ținem pe nimeni pe loc, dorim ca toți cei care au merite să progreseze și pentru România. Integrarea statelor din Balcanii de Vest, care în parte sunt vecinii noștri, Serbia și așa mai departe, este un lucru pozitiv și pe care îl susținem de asemenea. Da, și o întrebare pentru domnul Popșoi în legătură cu condiționalitățile din cele 9 condiții. Moldova a realizat doar 3. Să ne spuneți dacă la ora actuală ar fi asta un impediment pentru deschiderea negocierilor. Există capitole foarte sensibile, cum ar fi justiția, numirea unui nou procuror general, crearea CSM-ului, CSP-ului nou. Mersi. De fapt, Republica Moldova a realizat 94% din toate cele 9 recomandări ale Uniunii Europene. 3 sunt realizate parțial, dar s-a avansat în mod semnificativ și pe acele 3 recomandări. Noi ne propunem să implementăm plenar toate recomandările, dar deja în situația de astăzi, Comisia Europeană și partenerii noștri din Parlamentul European evaluează ca și suficient acest efort, mai cu seamă că acest efort este net superior oricăror altor state candidate. Republica Moldova a depus eforturi semnificative, așa încât deja depășește, deși este un stat care a primit de țară candidat foarte recent,
nivelul de reforme și situația din Republica Moldova în domeniul democrației, drepturilor omului, statului de drept, în domeniul libertăților economice și a eficienței statului, în pofida dificultăților prin care trecem, suntem mai avansați decât o serie de țări candidate. Trebuie să continuăm să facem eforturi susținute în această direcție și, conform principiului meritocrației, suntem convinși că partenerii noștri din Uniunea Europeană, atât de la Bruxelles, cât și din capitalele țărilor membre, vor răspunde cu reciprocitate eforturilor și determinării noastre de a reveni în marea familie europeană. Aș dori să confirm cele spuse de domnul președinte Popșoi, că la moment Republica Moldova îndeplinește 94% din cele 9 recomandări ale Comisiei Europene. Referirea la doar 3 reforme îndeplinite este evaluarea anterioară, din primăvara acestui an, când Republica Moldova îndeplinise 3 reforme complet, 3 parțial și 3 încă erau în lucru. Evaluarea ultimă, acum toamna, spune că 6 din 9 sunt complet implementate și pe 3 s-au înregistrat progrese și mai sunt câteva lucruri de făcut care deja sunt în desfășurare, deci 6 din 9 complet și pe ultimele 3 au mai rămas câteva lucruri de făcut, deci ne apropiem de îndeplinirea completă a tuturor celor 9 reforme. Da, revenind la decizia Consiliului European din decembrie, domnul Mureșan, cum credeți, în opinia dumneavoastră, există state pro-Moldova, există state împotriva deschiderii negocierilor, există un grup de state, am spus, destul de pesimist care privesc cum este Austria, Ungaria, ce spune, spre exemplu, grupul franco-german care decide în mare parte? V-am răspuns înainte și am spus și din proprie inițiativă și mă puteți întreba de 5 ori și am să vă spun același lucru și anume adevărul. Nu există în momentul de față niciun singur stat care se opune începerii negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. Și mă puteți întreba de 5 ori același lucru, vi-l voi spune. Știu că acest lucru este și pe placul majorității, marii majorități a cetățenilor Republicii Moldova. Statele membre apreciază dorința de integrare a oamenilor din Republica Moldova, alegerea lor conștientă pentru parcursul european, pentru modelul european de viață, bazat pe lege, pe valori, pe democrație, pe prosperitate economică. Uniunea Europeană apreciază efortul autorităților de la Chișinău și Uniunea Europeană înțelege că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un lucru bun pentru cetățenii Republicii Moldova și bun pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Republica Moldova va fi binevenită în Uniunea Europeană. Confirm și eu că nu există state care să fie reticente sau să vină cu careva critici în adresa Republicii Moldova. Dimpotrivă, avem unanimitate în rândul statelor membre europene care apreciază eforturile pe care le depune Republica Moldova și suntem încrezători că acest lucru se va răsfrânge și asupra deciziei pozitive de începerea negocierilor. Noi, Republica Moldova, Guvernul, Parlamentul, Președinția, am făcut tot ce ne stă în puteri pentru ca această decizie să fie una pozitivă. Și reiterez, confirm, nu există state membre ale Uniunii Europene care s-ar împotrivi la acest moment procesul de începere a negocierilor. Doamnelor și domnilor, conferința a luat sfârșit. Vă mulțumim! Mulțumim! Noi vă mulțumim! O zi bună!